Bună, numele meu este Denise, am 18 ani, am fost în tabără în Los Angeles prin Shakespeare School vara trecută și m-am simțit foarte bine, a fost o experiență plăcută și aș mai merge dacă aș mai avea ocazia. Am stat 2 săptămâni într-un campus, am vizitat o grămadă de locuri, personalul a fost foarte drăguț și profesorii la fel. Am vizitat Marele Canyon, Griffith Observatory în Los Angeles, la Hollywood, Universal Studios, o grămadă de locuri. Cursurile de engleză au fost foarte plăcute și la început, ca să intri la ele, a fost un mic test, așa, un examen este mult spus. Am avut o seară care am făcut grătar cu profesorii noștri, puteam să facem diferite activități, sporturi. Într-o seară am avut film în aer liber, dar aș merge acolo în vacanță oricând. Bine, mai greu cu mâncarea. Mâncarea bio e foarte scumpă acolo. Dar așa pentru locuri și pentru mea și la cumpărături, am avut, cred că, 5 zile în care am văzut diferite mall-uri și a fost total nebunie. Am stat câte 2 ore, cam așa. Și au locuri foarte multe și ieftine, nu se compară la preț.